Gălățenii care s-au aventurat să pună grătarul în mijlocul străzii au fost filmați, iar imaginile au ajuns pe internet. Se vede cum tinerii au parcat pe Bulevardul Marii Uniri lângă zona de promenadă a falezei și se pun pe distracție. Cu muzica dată la maxim, se instalează pe o bandă de mers și așează o măsuță mai multe scaune, simțindu-se ca la iarbă verde. Nu îi împiedică nici gândul că încurcă circulația, nici că ar putea fi accidentați chiar ei de un șofer vitezoman. La puțin timp, oricum, cheful a fost stricat de polițiști care au împărțit amenzi. Petrecăreții au strâns lucrurile și au plecat, însă polițiștii de la rutier au demarat și ei o anchetă pentru că tinerii au încălcat și o regulă de circulație la plecare.